cât de bine ne cunoaștem. Împreună pe aceeași frecvență, e simplu. Ești la psiholog cu Raluca Anton la Europa FM. Avem plăcerea să ne întâlnim și astăzi cu Raluca Anton, psihoterapeutul nostru, din fiecare zi de luni de la ora 17. Raluca, bine ai venit pe drum cu prioritate. Bine v-am găsit, servus. Uite cum a mai trecut o săptămână. A trecut o săptămână și pe unii ne-a lovit astenia de primăvară, căci despre acest subiect aș vrea să vorbim astăzi. Cât de reală e astenia asta de primăvară? Sau e doar așa o vorbă din popor? Chiar ne afectează așa ceva? Ne simțim mai obosiți, mai fără chef? Uite, imediat după ce am avut noi discuția asta despre ce urmează să povestim, să știi că am intrat pe niște site-uri din astea de specialitate cu jurnale științifice, să văd dacă găsesc ceva care este științific când vine vorba de acest aspect. Acum, sigur că prea puține astfel de articole am găsit, dar pe de altă parte am găsit pe alte platforme de specialitate câteva informații care cred că merită, pe care cred că merită să le povestim. Pentru că se pare că, într-adevăr, este un fenomen și sunt sigură că mulți dintre cei care ne ascultă acum trec printr-o astfel de astenie și specialiștii vin și explică cumva de ce se întâmplă asta, iar una dintre explicații vine din faptul că odată cu sezonul acesta de iarnă, nivelul de serotonină din creierul nostru a scăzut, iar serotonina este acel hormon care se ocupă de starea de bine, de fericire. Și sigur că practic așa să ne imaginăm că resursele noastre cu serotonină sunt mai scăzute și simțim asta în momentul în care trecem din spre iarnă, înspre primăvară și acesta ar putea fi unul dintre motive. Apoi, sigur, toată partea asta birocratică cu schimbatul orei, din păcate, nu ne prea ajută, pentru că se pare că ne bulversează mai tare decât ar fi cazul. Iar apoi mai sunt câteva aspecte care țin de alergeni, de exemplu. Știm că este o perioadă care vine cu foarte multe alergii, tocmai pentru că încep să înflorească multe, multe plante. Și apoi e un alt lucru la care ar merita să ne gândim, la faptul că cei care, sigur, pe de-o parte suntem așa meteosensibili, schimbările astea de vreme, dincolo de faptul că ne afectează la nivel somatic, ne afectează și planurile. Și asta vine cu foarte mare disconfort. Știi, schimbarea vreme vine cu schimbare de planuri și parcă avem acest sentiment că nu putem să ne bazăm pe nimic în această perioadă. Pe lângă asta, vacanța de vară este încă la câteva luni distanță. Oho, vacanța, da, concediuri și așa mai departe, dar cam care sunt reacțiile? E vorba despre somnolența de care se plâng foarte mulți în perioada asta, despre, știi, nu am chef pur și simplu astăzi de nimic, n-am chef să mă duc la muncă, n-am chef să ies afară. Putem da vina pe astenia asta de primăvară și pe nivelul redus de serotonină? Putem să ne gândim că tot acest cumul de factori despre care am povestit mai devreme pot duce la această lentoare, de fapt, acest nu am chef de care spuneai tu, o stare de somnolență, parcă răspund mai greu la stimuli din mediu, parcă nu mai sunt la fel de perspicace în anumite momente și mai degrabă o stare de disconfort pe care o simțim. De asta cred că nici n-am găsit atât de multe informații în jurnalele de specialitate, în articolele de specialitate, pentru că e mai degrabă un disconfort și nu neapărat o problemă, o patologie de care să ne plângem în perioada asta. Și ce e de făcut? Cum reglăm lucrurile? În primul rând, cred că primul pas ar fi acesta de normalizare, adică să ne spunem că, ok, e clar că se întâmplă multe modificări în corpul meu, în mintea mea, în această perioadă și este natural să simt un disconfort în această etapă dintr-un an. Iar apoi, tocmai pentru că spuneam mai devreme că vremea schimbătoare schimbă planurile și asta ne produce disconfort, rutinele se pare că ajută destul de mult. Să avem un ritm, niște cicluri prin care trecem în fiecare zi, astfel încât la finalul zilei să simțim că avem un sentiment, îi spunem noi în psihologie, de autoeficacitate. Adică am făcut ceva în ziua respectivă. Iar apoi ne ajută extrem de mult, sigur, toate lucrurile astea pe care deja le știm, să avem o dietă echilibrată, sportul, dar în principal aceste rutine zilnice și săptămânale de care să ne putem ancora, chiar dacă planurile noastre se schimbă de pe o zi pe alta sau de pe o săptămână pe alta. Raluca Anton, mulțumesc foarte mult pentru toate explicațiile și ne reîntâlnim săptămâna viitoare, luni, imediat după ora 17. Seară bună, îți dorim! Seară bună, ne vedem lunea viitoare!